Salut, tare toată lumea și bine am găsit la episod de Sam, fraților. Jucam pe serverul rpg.bizon, bă. RPG1, am ales serverul acesta deoarece este cel mai popular dintre bizonuri. Da, mă, știți povestea de ieri, am postat videoclipul ăla. Aveți modurile la download în descriere, bă. Că, na, le-am terminat, le-am făcut să nu mai dea crash. Când dai joc în bară, uite, acum am dat joc în bară, revin, nu da crash, vezi, deci nu mai dau crash când dai joc în bară. Da, și am jucat eu ceva aici înainte, am jucat câte ore? 6 ore, cred că mi se pare că am, nu? Da, 6 ore am jucat, bă, și am level 3, 40 de gol, am câteva chestii, da, și o să ne jucăm aici, bă, pe RPG1, nu știu, am vrut să mă duc pe OG Times, dar mi-au zis prietenii să nu mă duc acolo, că, na, după aia, na, mai vrut să mă duc pe nu știu câte servere, bă, să mă duc aici și gata, frate. Da, nu prea place mie bizonul, dar bă, o să ne obișnuim noi aici. Na, am level 36 ore jucate, am dat buy level pentru că știi că aici dacă nu dai buy level, oricum îți pierzi punctele de respect dacă dai după aia buy level, dacă n-ai ton com premium și na, am dat buy level, chiar dacă am 6 ore. Pe la 10 ore încolo cred că am să mă opresc din buy level ca să pot să poți să intri și într-o facțiune cu ceva ore. Deci, da. O să mă mai joc destul pe serverul ăsta. Bă, nu știu, frate, dacă găsiți un server mai șmecher decât Bizonul și chiar îmi place și mie și are GM-ul stil bugger, să-mi ziceți, vă rog, că nu sunt 100% sigur că vreau să joc pe serverul ăsta, gen să mă joc serios, să intru în facțiune, să-mi fac aici cum ar veni viitorul seriei de Sam. Nu sunt sigur de chestia asta. Hai să vedem. Need licenses? Parcă era aici? Need licenses? Așa era. Hai să luăm și noi licența, bă. A, dar n-am bani, bă. Stai că nu cred că am bani. Ți-a acceptat să ai slash nu. Slash SMS, cred că e, nu? SMS. Slash number baghe. A, fuck, mă. Bă, și stai că dacă vine la mine, nu știu cât costă, bă. Licența de gun. Fuck. Bă, stai, mă, că e grav, mă. Nu trebuia să mă duc fix de acum să dau licența, că dacă costă vreo 20.000 și am 15.000. Am doar 15.000 de dolari, asta e faza, bă. Arată aici, pănuții. Bine, aici, pe Bizon, 15.000 de dolari este ceva, dar... Na. Hai repede să... O să-i zicem la băiatul ăla că nu avem banii necesari, pentru că nu știu cât costă. Dacă avem, cred că o luăm, dar... Dacă nu avem, nu o să o luăm, deci nu este problemă de chestia asta. Da, și dacă mai aveți episodul de Sam în continuare, dați și voi un subscribe la canal, bă. Hai să vedem. Mergem. Să vedem ce joburi ați. Stai, slash... Jobs. Șoc, camionageu, SF. Asta e tracker, tăietor de lemne, SF. Ia, cum e tăietorul de lemne? Hai să mergem la tăietor de lemne, bă. Mi se pare un pic mai complex, un pic de tot mai complex bizonul, dar staff-ul nu prea... Adică staff-ul e cam la fel, ca la baghet. Dar o să fie bine. Ăla e tipul cu licență? Nu cred că era tipul ăla cu licență. Da, tot baghetul, dar am zis să încerc și eu ceva nou și plus că ăla au fost ori fără motiv care mi l-am luat eu. Adică pentru FMM să ții, mă, păi nici acum dacă mă duc și zic FMM, bă, pe slash WT, nu știu dacă există slash WT, slash WT. Da, uite, noi asta ți-a emisie recepție. Da, se pexte și WT așa aici, da? Nu, cred că dacă zici FMM, frate, îți dă ori, dă un pis, da, mă, se de treabă. Îți dă maxim un minut ceva, dar bă, cu aia, dar nu ori. Telefonul lui Zetov sună. Slash P. Frate, cât costă licența? De gun. Am 2K, zic. Ai, lasă-mi pula mea la level 3, nu pot să dau de licența de gun. Îi zic că 3K. O să dea slash pe pariu, o să dea slash instant, nu o să mai trebuie nimic. Nu sunt sigur, de fapt, dar cred că o să dea. Bă, pe unde intru cu aia aici? Bă, stai că... De unde căcat intru cu aia aici? A, dă-te-n pizda, mă, te.
Hai, uite aici, mă. Ia, mă, că scurgeți cum e tăietorul de lemne. Sper că nu trebuie să mă duc la mama dracu, a? Uite, Lumberjack job. Ia. Slash get job. Slash work, nu? Work. Uite acolo. Da, și sper să vă placă, bă, seria pe Bizon slash work. Ai, nu știu, băi! 6 km, 5,3, asta e cea mai scurtă. Condu vehiculul până la pădurea aleasă. Oh my god! Ok, hai să mergem până la pădurea aleasă, băi, băieți. Dau Uranus. Aoleu, dă pe gratis, așa. Îl aruncă pe geam, da. Bă, mi se pare mie sau se vede un pic cam tare sampu, bă. Sper să nu se vede cam tare, bă. Dai un pic, că se vede, cred că tare sampu, bă. Așa, se auzea un pic cam tare sampu, cred. Nu știu. Hai să mergem la pădurea aleasă, bă. Stai, ce? Îmi place ca... Îmi place rapul că îmi rupe capul. Ce? What the fuck? Da, hai să vedem, bă. Și... Nu știu, sper să vă placă. Dacă nu vă place pe Bizon, dați și voi servere în afară de Bugged, în afară de serverele Bugged în comentarii. Care aș mai putea să joc? Pentru că pe Bugged am văzut cum merge treaba, pe Bizon știu, de pe ăla, de pe RPG 2, când am mai jucat mai de mult, în 2014-2015. Dar așa, pe RPG 1 n-am prea jucat, dar e același lucru, numai că sunt mai mulți player din câte văd, 6 de player la ora 10, la ora 12. Și eu mâine trebuie să plec la strand, trebuie să filmez episoade pentru 3 zile, pentru că nu o să aveți episoade. Deci toate episoadele o să fie de pe același ăsta. Așa, fă spam. Hai să vedem cineva ce spam. Așa. Salut! Așa, i-am zis înainte de video că îi dau remove dacă spamează. Frate, e spamat. Asta e. Nu o să stau acum să-i zic să se oprească, chiar dacă nu o să se oprească. Nu o să stau să-i zic. Asta e, face spam, dă, te drept, aștepți. Hai să vedem, 0,9 km, OMG. Bă, a, 0,6 km, dar e fix aici, la lângă mine? Chiar așa? Nu, trebuie să te răsturna, te rog. Stai, stai că se răsturnă mașina, bă. Eu acum observ că nu, mașina asta de fapt nu o să urce până acolo. Ai pe aici? Așa, bă, urcă. Așa te vreau. Ioi, cum... Bă, dar stai, trebuie să tai aici și după aia mă duc altcumva, bă. Sau tai aici lenele și după aia mă duc. Hai că nu știu. Coboară din vehicul și încearcă-l cu bușteni. Ce? A, și încarcă-l cu bușteni. Și că la mine am citit și încearcă-l cu bușteni. Ia. Ce facem asta? Ia, colo lemnele. Păi, ești nebun și șmecher, e bă. Păi, ești șmecher jobul ăsta, n-ai ce să zicea. Bam. Ai adunat... A, uite-mi bă. Ai adunat un buștean. Mergi și taie următorul copac. Ia uite-l cum dă cu drujba, bă. Bă, stai, bă, nu da cu drujba, că se strică, bă. Aoleo, da cu drujba, bă. Ioi, doamne. Hai să merem. Așa, încă... Adică 2 din 7, mai avem încă 5 de încărcat. Dar unde mă duce, bă? Mă, e șmecher, mă, adică... Spunea chestii unice pe Bizon. Like, astea cu buștenii, chiar nu știam că există... Poți să tai bușteni, dracu, da? Bine, știam că poți, dar nu știam că e chiar așa de... A, uite, îți dă și lemnele în mână, mergi cu lemnele. Păi... Nu știam că poți să faci chestii de genul, dar, mă rog. Unde mai ai aici? Bam, bam, așa, dă-i cu drujba în copac, bă, dă-i cu drujba în copac, da, așa, dă-i cu drujba, bă, în copac, așa, bravo, bă. Dar nu-i bai, dă-i cu drujba în copac. Ok, hai să mergem să punem înapoi, tac. Următorul copac. Și o să mai avem încă doi copaci după ăsta, bă. Cam asta este statusul meu aici. Nivel 3, masculin, 15.000 mână. Bă, o să... Ia, stai, că mai trebuie 0 din 10, 10 ore, bă, până mai bine, până la ora 10 dimineața când mă trezesc. Așa, e ok. Așa, dă-i cu drujba în copac. Așa, dă-i cu drujba. Bă, dar nu înțeleg de ce de așa cu drujba în copac. E ciudat.
Așa, aici banii, adică astea, nu știu cum să vă explic, bă, economia e altfel, bă, adică aici mai realistic faza. Ban, ce-ai făcut, frate, ți-ai luat ban? Carmen, așa fac bani. Ziua îi sparg la casino. What the fuck? Stau pe canapea și mănânc detergent? Aceasta este așa să care... What the fuck? Ia? Și acum ne mergem. Condu vehiculul înapoi la bază. No, și acum să înțeleg că o să ne dea ceva bani, mă, sau? Sau ne pune să mergem în altă pădure? Bă, că eu nu mai vreau să merg în altă pădure. Na, și pe parcursul episoadelor astea în care încercăm să ne familiarizăm cu Bizon, pentru că deocamdată sunt paralel, nu știu ce se întâmplă pe aici. Like, pe Bughead era ca familia mea, frate, adică eram obișnuit acolo, era... Mă, făceam ce mă doare în pulă, frate, adică știam tot, știam toate alea. Câți bani îți dă dacă bagi 10 euro? 1 euro egal 200 gold, bă. A, păi înseamnă că ce îți dă ție la fiecare level e puțin, adică cât am eu 40 de gold, bă. Dar de ce căcați o buguiet așa, bă, slash status-ul, bă? Arată urât. Da, și eu, na, am zis că nu vreau să închei seria de Sam, pentru că deja sunt 100 de episoade și 100 de episoade nu sunt chiar foarte puține, să zicem așa. Ce aș vrea să încerc să intru în facțiune pe acest server minunat. Bă, acum sunt încă în stadiu de obișnuire, v-am zis, nu sunt, sunt la mijloc deocamdată, dar staff-ul de pe Bughead să-ți dea work, ai să și nici măcar nu există tipului care ți-a dat, care mi-a făcut postul, chiar e de căcat, frate. Și nu știu de ce mă căcat mi-a dat, mi-a ăsta și Warn, mi-a tot de lung pula mea, mi-a dat Warn cu aia și arată urât când vrei să intri în facțiuni și alea. Deci o să încerc să intru aici, în ceva facțiune, dar văd că doar mafii sunt deblocate și eu cum am owner pe Retimes, m-am mai jucat cu aia pe acolo, cu rank-ul, știi? Și n-ai cum cu aia, dacă intru mafii trebuie să-mi bag Windows-ul, ca să nu mai am urme de rank-ul prin PC, știi? Și nu știu, mafii, poate doar în cel mai rău caz, dacă chiar nu se deschid aplicațiile, îmi bag Windows și atunci o să-mi... Da. Dar nu, sunt sigur, frate. Ia, dă-te la o parte, mă. Și acum să mă bușească unul să... Ia, și cât îmi dă, bă? Ia. Bă, ai primit 1000. Aaa, ai câștigat 10 gold. Bă, nică îmi dă și gold. Mă, ești nebun, bă. 17k. Păi de ce? Stai. Ai primit 10 gold pentru deblocarea rally. Aaa. Câștig total 900, bă. Bonus vehicul neavariat 5. Bă, da mult bonus, bă, mi-o dat. Stai, stai așa, că nu sunt sigur unde este. Slash V. Bobcat. Ultimul loc cunoscut. Uite la ce. Hai să vedem și alte joburi. Slash Quit Job. Al de fapt, filmăm deja de 13 minute, bă. Bă, în următorul episod, adică mâine, când o să-l vedeți, nu știu exact când o să-l vedeți, o să vedem joburile care sunt pe server, adică joburile care sunt unice. De exemplu, tăietor de lemne n-am mai văzut. Deci, în următorul episod, o să mergem la următorul job care este unic, bă. Și da, sper că v-a plăcut acest episod. Slash Jobs. Ce joburi mai este? Ca să vedem ce prezentăm în episodul următor. Uite, curierul aș vrea. Sau nu curierul. A, da, se ba, da, eu am level 3, bă. Muncitor la carieră, bă. Asta aș vrea, bă, că e în lăvă și e destul de aproape, bă. No, sper că v-a plăcut acest episod, bă. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe dacă mai aveți episoade de Samp în continuare. Eu o să încerc să postez zilnic seria aceasta, chiar dacă m-am lăsat și am trecut printr-o chestie foarte nasoală pe Bughead. Contul, by the way, l-am dat la un prieten, Zedo, dacă îl știți pe Zedo, dacă cred că îl știți pe Zedo. I l-am dat, mi-a schimbat e-mail-ul, mi-a schimbat tot, nu mai am niciun contact cu contul de Good Angel de pe Blue Bughead. Am dat tot, avere, tot, mașini, tot, toată munca mea din 100 de episoade am dat-o și contul Raul 2K l-am dat. Nu mai, frate, nu mai, chiar nu mai am chef. O să joc aici sub numele de Zetov, Zet 0W. Da, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!